Eu, în vacanța de vară, am fost plecată împreună cu familia mea într-un pelerinaj la mănăstirile din Moldova, Bucovina și Dobrogea. Am vizitat foarte multe mănăstiri, case memoriale, Cetatea Neamțului și Cetatea de Scaun a Sucevei. Unele mănăstiri m-au impresionat foarte mult. Mănăstirea Moldovița, o mănăstire cu pictură exterioară și interioară foarte frumoasă. Tatăl meu mi-a spus că a primit premiul Mărul de Aur, acordat de către UNESCO. Pentru aceste picturi, Mărul de Aur se află expus în Muzeul Mănăstirii. La Mănăstirea Secu am simțit ceva special, deoarece am stat de vorbă cu un călugăr care m-a îmbrățișat și mi-a transmis foarte multă iubire și căldură. Foarte mult mi-a plăcut să mă plim cu tatăl meu la Mănăstirea Dragomir. El mi-a povestit că în trecut mănăstirea a fost transformată în cetate și că în acea perioadă au fost construite ziduri ce o înconjurau. La mănăstirea Celigdere am rămas impresionată de povestirea unei măicuțe despre icoană cu Domnul Iisus, găsită de către un soldat cu foarte mulți ani în urmă. Icoana era foarte veche și înegrită, dar soldatul a spus că nu trebuie curățată, deoarece se va curăța singură și Iisus va deschide ochii atunci când va vrea Dumnezeu. Când am fost eu la această mănăstire, icoana era pe jumătate, curățată, fără ca cineva să fi făcut ceva, dar Iisus avea încă ochii închiși. Mi-a plăcut și casele memoriale pe care le-am vizitat, cum ar fi Casa Memorială a lui Nicolae Labiș, unde ghidul ne-a lăsat să ne facem poze cu medaliile obținute de poet. Casa memorială a lui Ion Creangă și Casa memorială a lui Mihai Sandoveanu. La sfârșitul pelerinajului, înainte să ajungem la Marea Neagră, am făcut și oprire în Delta Dunării, unde ne-am plimbat cu o barcă cu motor pe canalele Deltei. A fost foarte frumos și distractiv pentru că am avut ocazia să conducem barca și eu și fratele meu, dar el a fost foarte aproape să ne bage în sufăriș. A fost o vacanță de neuitat în țara noastră minunată.